Clipe de coșmar pentru o fetiță de 5 ani din raionul Nisporeni. Un bărbat de 63 de ani a încuiat-o în locuință și a obligat-o să se dezbrace. S-a întâmplat sâmbătă seara în jurul orei 20. Tatăl copilei a fost cel care a salvat-o din mâinile bărbatului și a sunat la 112. Suspectul le-a spus polițiștilor că nu a violat-o pe fetiță, ci doar a dezbrăcat-o. Potrivit oamenilor legii, copila împreună cu un adolescent de 13 ani l-au ajutat pe bărbatul aflat în vizibilă stare de ebrietate să ajungă acasă. Ulterior, acesta l-a alungat pe băiat din gospodărie, iar după ce a rămas singur cu fetița de 5 ani, a încuiat poarta și ușa de la intrarea în locuință. Adolescentul a înștiințat despre cele întâmplate pe tatăl copilei, care a spart un geam și a intrat în locuință, unde și-a găsit fiica fără haine și bărbatul respectiv dezbrăcat până la brâu. Poliția a inițiat o anchetă și desfășoară acțiuni de urmărire penală. Suspectul va fi reținut.